noastră. Da, îi spunem și noi, bine te-am găsit, Ciprian, Ciprian Sila și, iubita lui, mămica celui de-al doilea băiețel. Bine v-am regăsit aici de la distanță, la fără frecvență, cum ar veni. Ne bucurăm ca la Revoluție, că am reușit să facem legătura asta în Skype. Te pupăm, Manuela! Bună! Manuela, ești foarte, foarte frumoasă. Trebuie neapărat să spunem mulțumesc. Ați văzut, Ciprian, ce face și pe cine are? Nu știu cum te-ai uitat în stânga ta, nu știu cum. Nu știu cum te-ai uitat. Stânga asta în dreapta. Te-a păcălit. Nu știu, te-ai păcălit tot, Ciprian. Mea, uite-te în dreapta mea, New Collection. E, colecție toamnă. Cum v-ați păcălit unul pe altul și ați făcut un copil absolut superb. Să vă trăiască, să vă bucurați de el. Cum e viața acum, Ciprian, cu doi copii și cum e viața cu un bebeluș? Da, cum e viața de artist? Ziua vesel, noaptea tot vesel, că Andrei știe, rog de, am zis că unde e o gură, mai poate să vină încă o gură, că cu astea rămâi în viață, cu amintirile și cu astea trec, dar copiii, poate la bătrânețe, îți aduc un pahar cu apă. Știi? Da, da. Mizezi pe chestia asta. Eu cred că tu ai făcut copilașul pentru că o iubești pe Manuela și că nu te-ai gândit că cineva îți va aduce apă. Cred că e o chestie frumoasă care trebuia să vină la un moment dat, nu? Ai... Nu știu dacă, dar ea sigur mă iubește, că de-aia mi-a făcut ea mie. Nu știu care pe care, cum știi și tu. E lupta urmărilor, ai sigur. E o fericire și o bucurie, într-adevăr, când ai un fecior în casă și când știi sigur că e băiat, ești mai relaxat și mai liniștit în casă. Doar pui capul pe pernă mai liniștit. Altfel e viața cu doi băieți. Altfel ești cu băieții pe stradă. Cum te descurci acum cu bebelușul? Sigur, hai să întrebăm pe Manuela prima. Bine. Are Manuela. Om, are om. Cum e să fii mămica unui bebeluș de două luni? E greu, e frumos, e cu emoție, e cu temeri, e cu panică. Să știi că am fost destul de relaxată, consider eu. Chiar dacă a fost primul bebeluș, chiar dacă sunt mai tinerică, cumva a venit tot de la sine și ne bucurăm în fiecare zi de momente noi, de creșterea lui. Creștem cumva împreună. Te văd foarte, foarte relaxată, așa cum spuneai și tu, și foarte pozitivă. Știi, mămicile, în general, la două luni, trei luni, arată obosite, arată, n-au chef de nimic, sunt în tot felul de momente mai dificile, așa, păi, de înțeles, mai dificile. Îți dai înțeles. Seama că eu am făcut casting, că nu am luat așa chiar ușor. I-am creat condițiile, adică uite, în piața mică, acolo, la terasă, să ai făcut și test psihologic, să stă bine cu psihicul. A făcut punctaj maxim. Eu cred că înainte de asta te-a trecut Manuela prin foc și sabie, cum e vorba clar. Aceea. Te dai tu cocoș, dar stai cu minte, că cred că... O să râdeți, dar nu știam mai nimic despre mine. Pe asta am vizat cel mai mult. Știi ce sunt? Nu, mai bine. Hai să-ți explic atunci. Auzi, Ciprian, spune-ne cum e viața ta acum. Ce s-a schimbat în viața ta? Bănuiesc că trebuie să participi activ la tot ce înseamnă viața copilului. Bun, să știi că spre bucuria mea și a tuturor din jur, nu mă prea solicit foarte tare. Am noroc cu Manuela că zici că e făcută pentru chestia asta, mergem foarte bine înainte, cost suplimentar, Pampers, cafele mai multe, că eu acum și la tuns mă duc și mai mă costă gen 100 de lei tuns, mă costă 200, că l-am și pe tipul aici, deci direct, acum azi nu e numai 200, 300, deci să multiplică factorii. Dar oricum, la băiță, la, nu știu, la schimbatul scutecelelor, la ceva te bagi? Păi nu e problema asta, că oricum trebuie să mă spăl și eu trebuie să se spăl și așa e o plăcere, e ca o joacă pentru mine, cât mă implic eu atât de mult, să zic așa, ca să e plăcut. Când, într-adevăr, încă n-am prea schimbat eu așa scute cu de la Kim, dar la Mladin am avut mai multă treabă, că era primul, eu eram mai novice, acum am și experiență, mă înțelegi? Asta voiam să zic, că pe de altă parte tu retrăiești momentele primului copil și cumva deja știi cum să te adaptezi, nu? Deși au trecut 10 ani, totuși mă gândesc că altfel este pentru tine. Da, oricum am uitat cum a fost în prima fază, dar mi-am adus aminte repede. Te-a adus aminte. Știi cum e, de la 2 în sus te joci. Nu mai am niciun stres, să vezi cum o să-mi ia de acum. Te trezești noaptea să-i dai de mâncare, nu știu, poate, sau să stai cu el dacă plânge, sau tot Manuela săracă. Și... Tot Manuela. Lupoaică, deci... La plimbare, ce... ieși cu el? Ies și cu mine, ies și eu cu ei. E bine și pentru tine, că mai ieși din casă. Exact, mai ieși și prin casă la plimbare. Și știi că la mine acasă e piața mică, piața mare, acolo suntem toată ziua activ și e o plăcere să urci până în piață, că stau foarte în centru.
Și tot în ziua suntem pe acolo dacă avem timpul frumos și Manuela, ne ajută. Am vrea să vorbim puțin și cu tine. Faci nopți albe? Nu faci? E bebelușul cu minte? Cum te descurci? Așa cum spunea Andrei mai devreme, ai un zâmbet larg pe buze. Da, avem noroc de un copil foarte cu minte, cel puțin deocamdată. Sperăm să nu se schimbe mai încolo. Reușim să și dormim noaptea. Foarte important. Maxim se trezește odată, pe noapte să-i dăm să mănânce. Da, minunat. Înapoi, deci e super. Minunat, ai un noroc fantastic. Da. Pentru că, în general, copilașii noaptea se trezesc cam din două în două ore și e foarte greu. Până adormi, eu mai mă trezesc noaptea, spun sincer, și mai cer niște țuțe, dar na, nu ne dă la niciunul. Tu ai arderi, de-aia te arde, vrei să mergi. De-aia ești așa de bine dispus că ți se dă din două în două ore, deci ești un răsfățat, dragul nostru. Vorbiți-ne de botez, Manuela, spuneți-ne puțin de pregătirile fericitului eveniment. Cu pregătirile suntem în toi, încă mai avem depus la punct multe detalii. Apropo, voi pe 17 ce faceți? Hai să mă gândesc, aveam treabă, mă. Înțeleg că mă fiașa. Lasă, vrăjala, mă, că știi de ce am pus-o joia? Că yeah. Suntem mulți colegi, mulți prieteni, dușmani, șogori și cumnați. Și că le-am așa zice la șogori. Și fac într-o joi cu toată lumea, să fie distracție, să ne simțim bine. Și vedem care vine, care poate să vină, care nu poate să vină. Nu ți este frică, nu ți este frică că vor zice duminică, știi, trebuie să mă trezesc de vreme, că am servici, am alea și nu o să vin? Nu mi-e frică de asta, mi este că vor să vină și nu au posibilitate din cauza că peste weekend, cum sunt toți din breasla asta lăutarilor, să zic așa, artiștilor, știi cum e la început, duci la eveniment și zice maestre, domnul artist, a venit Ciprian, maestre. Și la zice, țigane, mai zi piesa aia. Fratele. Ciprian, dar ce frică că din 400 câți ați invitat o să vină 600? Adică o să vină mai dar mulți. Dar cine a zis de 400? Glumesc, zic, o să vină mai mulți decât ați invitat. Tu ești ghicitoare, Natalia? Eu pot să și ghicesc dacă vrei în stele cu cârștele. Cum vine să fac azi negaz? 400 sunt invitați. Aia la 200 sunt de la intervenții ca să ne dea amenzi. Va fi așa un botez din ăla pe lux și opulență cu dar? Cu dar din ăla? Nu te prezinți oricum la botezul... Ciprian. Păi nu neapărat. Eu chem prietenii, colegii și așa să ne simțim bine, să ne distrăm. E clar că nu pot să fiu eu în exercițiu acolo și trebuie să pun niște colegi să-și facă treaba mai bine decât o fac eu de obicei. Și de acolo să ridică ștacheta și pretențiile. Adică... Cine o să cânte? Ne poți da niște nume? Da, nu știu, de aici din partea Sibiului, prietenul și colegul meu, Adrian Neamțu, care are trupa lui. Uh-huh. Și vezi music, Gabi Iorga de la Timișoara, ca să fim din toată partea. Ah, frumos. O să vezi că o să fie frumos, nu o să-ți pară rău. O să cânți la botezul băiatului tău? Nu știu dacă chiar eu, dar nu să cade la nuntă, la botez, să-ți cânte, că de-aia nu știu dacă fac și nuntă, că n-ar zis să cânte la nuntă. Ai zis ceva și de nuntă. Ce, urmează cumva nunta, că ai zis la nuntă, la botez? Că te duci la nunta ta, la botez, tu nu să cânti sau tu acum. Sau va fi un dublu eveniment, așa cum se obișnuiește în ultima perioadă. Face și nuntă, face și botez, măcar știți. O treabă. Vezi că pierzi semnal, Natalia, vezi că pierzi semnal. Nu. Vezi că purpură. Ce spui, nu se mai aude. Nuntă. Chiar că cineva umbla la... Am niște puteri astăzi, e clar. Da. Stai, se pare că te experiezi foarte tare la uzul cuvântului nuntă. Nu eu, dar este pe telefonul lui. Fii atent, nu mai vorbi, luăm pauză, gândește-te bine pe pauza asta, puneți ordine în gânduri. Ia uite, l-am luat cu călduri. Hai că mi-e cald. Hai, ne gândim la nuntă în pauză și după care revenim și ne povestești cum o să fie și nuntă. Vrem să vedem și bebelușul după pauză, dacă se poate. Vă pupăm. Te pupăm, pauză. Hai, vezi, zis de treburile tale. cum o să fie botezul? Nu ne-ați spus câți invitați aveți. Preconizați, că nu știu câți aveți. Dacă, o zis Natalia. Dacă aveți vreo tematică, știi că la botez se fac tot felul de tematici din asta. Nu știu, fiecare părinte își vede copilașul într-un fel. Da, nu ne prea chinim așa pe tematică să zici, bă, fac totul cu albastru sau cu violet sau cu nu știu ce. Sau nu, să fie pădure sau la unii ceva marin, la alții... Nu știu, tot cu felul zâne, de... Cu zâne, cu papai. Dacă nu se uită cei de la poliție, vă zic locația. O să fie într-un aer liber, într-un cort și... Într-o pădure, că de aici. Uite, vezi? Da, și în caz de ceva o luăm pe deal încolo. Fugim încolo. Și nu facem ceva anume, să zic, ieșit din comun. Da, deja astea sunt toate...
cum să spun eu, normale. De exemplu, înainte te chinuiai cu, nu știu, cu fructe pe masă. Acum e clar, trebuie să ai fructele, bufetul ăla de fructe sau candy bar sau... În afară de acel candy bar care ne, sau pe care îl vedem nu tot timpul la intrarea în încăperea evenimentului, ce mâncare va fi? Ce fel de, nu știu, de feluri de mâncare vor fi? De astea românești? Nu, băutura e principală. Băutura. Aici cred că Mandela e cea care decide. Un pic am senzația. De fapt, voia bună e principală. Nici mâncarea, nici băutura. Da. Eu prea asta mizez cel mai mult, că ne distrăm și să fie bine. Ciprian? Restul mâncare, cât să nu ne doară stomacul. Cum vine vorba. Nu, să fie și mâncare. Câți invitați preconizați că o să aveți? Stai că am pornit o jucărie în asta de copil și după aceea să mă oprește când începea aia pe părere. Nu știu, sincer, mi-am chemat prietenii apropiați și mai îndepărtați, toți șogorii și toți dușmanii. Vedem mai când se apropie datea, când trebuie să confirm câte persoane sunt, dar undeva la 50 în interior, 70 de afară. Da. Asta e legea. Vrem să vorbim puțin și cu Mladin, da, am înțeles bine, Mladin, și da. pe băiețelul tău, pe care îl vedem foarte... L-ați trezit! Mintea acolo, nu dormea, el era ochi și urechi la noi, abia aștepta să vorbească cu noi, am senzația. Mladin, semen cu taică tu, leit! Ia și la presă, vezi? Aceeași... Mladin, cum te înțelegi cu tati? Bine. Da? Ne înțelegem ca niște frați. Aha. Nu ți-au nimic în plus de ziua copilului, nebunule. Ți-a promis ceva dacă vorbești frumos despre el? Să fii sincer. Ha? Ți-a promis ceva dacă vorbești frumos de tati? Nu. Nu, a? Urât, nu se face. Dar fii sincer, prieten, dar te mai și ceartă uneori dacă greșești, dacă nu ești băiețel cu minte? Adică dacă mă ceartă? Da. Uneori, așa, că nu ești cu minte. Nu. El e cu minte tot timpul și de-aia. E cu minte. Seamănă cu mine. Da. Cine seamănă cu mine, cine numele ți-l poate? Cine, spune-mi, e Ciprian, este un tătic jucăuș așa sau e mai dur uneori? E jucăuș. Da? Face așa face pe căluțu, face pe cheluțu, face pe... Pe cheluțu l-avem acolo. Căluțu nu prea facă mătorșelele. Bine, ai și o vârstă, ești bătrân rău tu. Și amândoi suntem de-o seamă. Da, păi ne jucăm de toate, îți dai seama. Jucăm fotbal, rupem patul, rupem recuzita, schimbăm recuzita dacă trebuie, dar de toate. Acum nu e chiar mare, deci nu mai pot să, că înainte luam de picioare și la întorceam. Nu mai merge. E mai greu acum. Și vorba aceea, cum ai zis, ai mai îmbătrânit și nu mai intrăm pe isa, nu mai intrăm capul. Acum te întoarce el pe tine. Azi mâine. Dar e genul de băiețel răsfățat, adică, de exemplu, dacă își dorește ceva foarte tare, îi cumpără tati sau trebuie să merite ca să facă anume ceva? Nu știu, că nu, zic tu. Nu prea ajunge să își dorească foarte tare, că primește. Îi cumperi tu înainte. Păi, nu are nici foarte multe mufturi și probleme. Știi cum e la tot copilul în ziua de azi? Băi, trebuie un telefon mai... ca să putem să avem comunicarea cu el când iasă de la școală, pleacă de la școală. Băi, trebuie, cum a fost acum perioada asta de pandemie, dar o avem dinainte tabletă. Mai le sparge, mai le schimbă. Ciprian, îți calcă pe urme? Păi nu, că nu-i zăpadă să trebuie să calcă pe urme. Se duce pe cărarea lui. Încerci să-l ajut, să le înțelegi să meargă pe urmele tale? Nu, cu toate că nu ne-ar plăcea, gen, să avem așa moștenitorii întru totul să ne urmeze, dar nu, trebuie să-și facă filmul lui și să-și facă personalitatea, să-și o construiască și să-și creeze viața lui. El merge pe, nu știu, sper, pe fotbal, să nu meargă degeaba, adică pe la 13 ani când tot se apucă la din astea să se delase și să se lase. Acum vedem, e bun sportul pentru el că se dezvoltă și clar, are condiție fizică. Restul vedem ce va fi, nu știu. Bani și frică știi că n-am niciodată. Dar îl încurajezi să facă, uite, și muzică, de exemplu, să fie cu tine pe la studio sau să te asculte, să... Nu, că îl pierd repede, nu-l duc în direcția pentru aia. Pentru că știi cum e în viață, scuză-mă, Nati, un pic, știi cum e în viață, într-adevăr, copilul trebuie lăsat să-și aleagă el, dar de cele mai multe ori trebuie și dus spre o direcție, pentru că sunt copii, se plictisesc repede de orice și sunt tentați să plece din locurile alea. Exact, numai că faptul că, mă rog,
noi trebuie să fim un pic mai smart ca și părinți, gen în momentul când îl vezi de mic că are inclinații înspre sport și nu are spre muzică, să nu insistăm partea aia cu muzica. Dacă văd că e în partea asta altă cu muzica și nu cu sportul, nu insistăm în partea. Într-adevăr, când o să fie perioada asta gen de adolescență, de când trece așa de la plăcere de a se juca fotbal și de să facă pe bune să muncească, atunci o trebuie să stau eu un pic de ficatul lui. Și în rest, după aceea, știi cum zicea un coleg, băi, e greu să cânti la instrument, băi, e greu dacă nu știi, după aceea e foarte ușor, știi? Cam acolo e declicul ăla, până înveți să faci și să-ți placă într-adevăr, că ei, făcând-o din pasiune și din plăcere și din distracție, e foarte mișto orice, de la muzică, la sport, la orice. Da, poate băiețelul cel mic o să-ți calce pe urmele, cine știe? Păi eu fac multe urme, știi? Hai să faci puține urme și prin casă. Nu vrei să ne arăți și nouă unde stai? Și ba da, Manuela. Să vă ridicăm puțin de pe canapea, așa. Și cum arată camera bebelușului? Vrem să o vedem și noi. M-a spart. Hai că te-ați ținut prea mult pe canapea. Apropo, ce face bebelușul la ora asta? Da, păi ce să fac? Uite și el cu fetele, cu cacolanii. Oh, dragul de el. Ioane, bă, Ioane. Ioane, tată, bă, ai nu trezi, măi, lasă cine copilul să doarmă, mă. Stai să întorc. Se poate întoarce camera? Vezi ce se poate și întoarce, dar tehnologia bat-o vina. Camera face ce vrei tu. Uite. Stați așa, că uitați aici. E ca atunci când mergi la porumbe și găsești un porumbel acolo. Ce măi, faci, ce frumos bă? Este. Ce faci, bă, Andrei, bă, tată? Ce frumos este, seamănă cu Manuela. Ce noroc are că nu seamănă cu tine pe cuvânt. Bună noapte, dacă e mai încolo ca o să... Uite-l, mă, ce ochișori are el. Uite-l. Hai să mergem, haideți să mergem la lumină, că la noi aici știți cum e. Simplu, dă să vadă ei așa. Aici ne schimbăm. Așa. Aici ne schimbăm. Din astea, aici dormim și... cu girafa ne iubim. Ia mă, hai că auzi și prin camera bebelușului e mai mare decât camera voastră, cred. Păi nu, că asta e. Stai că e chiar la, la studio la voi, mult. Pe partea e antena camera asta, de voci. Și pe partea alta e camera părinților. Și camera lui Mladin? Haideți cu mine, hai că vedem, avem treabă. Camera lui Mladin acolo, și pe aici are. Și peste tot. Aia nu vă rog că toate lucrurile de aici din cameră, care au fost și nu trebuia să intre în peisaj. Le-am aruncat mai din cameră. Vreau să văd dacă e ordonat Mladin. Nu există. Stați că am închis ușa de aici, ne-am închis într-o cameră în alta, că ideea e următoarea, că mai merge o mașină de spălat, mai merge una alta, că noi suntem gospodari. La casă omului mai merge treabă. Nu deschidem la din, că se facă. Hai, nu mai trage de timp, Ciprian, pentru că asta e, dacă nu e ordine în casă, nu e nicio problemă, noi suntem înțelegători. Glumesc. Păi bune, dacă vă mint, nu vă mint. Deci am avut încă, că noi ne mutăm ca românii. Și mai avem câte un sac cu rufe nedesfăcuri, mai avem una alta. Am știut că veniți în casă noastră și am zis, bă, să fim pregătiți. Ciprian, îți mulțumim oricum pentru tot ce ne-ai prezentat astăzi. Să-ți trăiască băiețelul, să fiți sănătoși, să vă bucurați unii de ceilalți și să... Frate pletosule, uite de jos ca și bine. Are păr mai mult ca mine, să știi.